Sportivul Diana este un sportiv cu o capacitate foarte bună de concentrare, mai ales la competiții. Este extrem de ambițioasă. Dincolo de ambiție, ce alte calități mai are? Este un copil foarte perseverent, este cu minte și ascultătoare, înțelege și își asumă obiectivul pe care și l-a propus și pot spune că este chiar și pentru mine o prietenă foarte bună. De 1 iunie, Steaua TV vă prezintă povestea unui copil minunat, Diana Stiger. La doar 15 ani, Diana este una dintre cele mai talentate înotătoare de la Clubul Steaua București, cu peste 100 de medalii în palmares și cu foarte multe cupe în vitrina de acasă. Este o mare bucurie pentru că știu toată munca din spate și știu cât am muncit pentru o medalie. Și nu se compară cu niciun alt sentiment. Medaliile țin în cameră, sunt pe un perete și cupele avem noi un loc special în casă. Elevă de excepție la școală, extrem de muncitoare în bazin și foarte sociabilă, Diana este apreciată atât de colegii de club, cât și de antrenoarea sa. Omul Diana este încă un copil. E jucăușă, este foarte bună prietenă cu colegele ei, au momente când chicotesc într-una la antrenamente, ceea ce e bine pentru că creează o atmosferă plăcută. Sportiva clubului Roș-Albastru înoată acum în probele de 400 și 800 de metri liber, dar se pregătește intens și pentru cursele pe distanța de 200 de metri liber. Chiar dacă primul antrenament al zilei are loc înainte de răsăritul soarelui, Diana știe că pentru a-și atinge obiectivele, niciun efort nu este prea mare. Este greu pentru că în anumite zile îmi doresc să dorm mai mult sau după o zi mai grea îmi doresc să mai stau în pat, dar mă ridic și știu că trebuie să-mi ating obiectivele. Și cum te motivezi să vii în fiecare dimineață la bazin? Mi-amintesc ce vreau să realizez și ce medalie îmi doresc și atunci... Ca orice copil, Diana are visuri îndrăznețe. A pornit în carieră cu un loc 2 la un concurs zonal și speră că în câțiva ani să calce pe urmele Dianei Mocanu și al Cameliei Potec.